dintre elementele care este important pentru piață, pentru apariția unui MVNO, este diferența între prețul retail și prețul de producție al minutului, ca să spun așa. Deci cât te costă practic să generezi, să produci un minut. Având în vedere că România are deja cele mai scăzute tarife din Europa și acesta este un lucru care, de fapt, se poate dovedi, eu personal nu cred că MVNO-urile vor avea foarte multă șansă în România. Că dacă vă uitați unde sunt prețurile acum, MVNO-ul, modelul tipic de MVNO este să vină să vândă peste preț. Și dacă uităm la ofertele care există la ora actuală pe piață, nu prea văd unde mai poate. Poate să vină să ofere cea pe gratis. Dar ei vor trebui să cumpere servicii respective de la unul din operatorii care au o rețea. Deci eu cred că în România, prin natura pieții și prin natura prețurilor care există la ora actuală, nu cred că mai există economic loc pentru MVNO-uri. Vor fi 5 operatori în curând, care vor avea toți rețele și